după toate discuțiile legate de acest task, până la urmă totuși s-a făcut dreptate și doamna Simona, cu siguranță la decizia staff-ului, a producătorului, i-au făcut o bucurie Cătălinei și lui Vlad și le oferă și lor o noapte împreună. A spus doamna Simona că mamele au dat-o în bară, nu au jurizat corect, însă doamna Eleonora părea că o ținea pe a dumnei ei și în continuare credea că Hatice și Mihai ar fi meritat să, de fapt au meritat să câștige. Cu toate că se cam contrazicea, spunea că au avut bagajul complet, în afară de feon și pantofi care nu erau ai lui Mihai, dar pe de altă parte Cătălina și Vlad au avut totul în afară de acel feon de care s-au legat cu toții. S-a cam făcut lumină în acest caz, Cătălina și Vlad ar fi meritat să câștige, dar premiul s-a acordat de aseară și au beneficiat de el și Mihai cu Hatice.